Dacă este din plante, n-are cum să facă rău. E garanția pe care ți-o oferă orice vânzător de la magazinul naturist în căutare de profit. Lista contraindicațiilor este lungă, chiar și pentru remedii banale, dacă plantele sunt combinate cu medicamente. De regulă, când simțim o durere, ori avem un disconfort, mergem la farmacie după medicamente, însă un om informat mai știe și că medicamentele de sinteză au reacții adverse, iar calmantele cel mai adesea creează dependență. Cu toate acestea, majoritatea românilor preferă medicamentele din farmacii. Dumneavoastră mai folosiți remedii naturiste sau vă apelați doar la medicamentele din farmacii? La medicamentele din farmacii, că acolo sunt mai scumpe, mai ieftine, mai cum găsim, domn. Leacurile astea băbești, nu credeți? Nu. De asemenea, remediile naturale asociate cu medicamentele pot fie să le anuleze acestora efectul, fie să-l dubleze. De multe ori dublează și efectele adverse. Pacienții care iau deja medicamente pentru inimă trebuie să se ferească de remediile cu ceai verde sau echinacea. Nu credeți că medicamentele ar fi nocive pentru organism? Ba da, cred. Prea multe nu îi face bine. Cum să vă spun eu dumneavoastră? Controlat, mai și întrerup. Nu, că medicamentele ăștia îți face bine într-un fel și într-alt fel o afectează pe altă parte. Da, cam așa ceva. Majoritatea românilor aleg medicamentele din farmacii și asta pentru că nu cred în remediile naturiste. Dumneavoastră mai folosiți remedii naturiste sau vă apelați doar la medicamentele din farmacii? La medicamentele din farmacii, că acolo sunt mai scumpe, mai ieftine, mai cum găsim. De asemenea, când vine vorba de caniculă, specialiștii recomandă să fim mult mai atenți la condițiile de păstrare a medicamentelor. Unele medicamente pot fi depozitate în frigider, altele la temperatura camerei și în locuri uscate. Specialiștii spun că ar trebui să fim foarte atenți și la ce medicamente consumăm de obicei, dar și pe caniculă, pentru că unele favorizează deshidratarea.